București! Bună dimineața, București! 9 și 30 de minute. Trebuie să-i spunem uh, bună dimineața, așa, în cor și lui Adi Strate. Bună dimineața, Bun. bine Bun. venit! Bună dimineața! Ce faci? Ce să fac foarte bine, uite, m-am trezit și am venit la radio București. Yay! Sună super bine piesa, <laughs> uh, felicitări, no, ne-a plăcut așa de la prima audiție, am zis, o wow. bombă, foarte tare Chiar sună foarte, foarte bine Da, deja ne-ai obișnuit cu stilul ăsta mai uh, romantic, mai uh, da, emoționant, dar mai uh, mai boem. Uh, cred că ar fi uh, un șoc pentru tot să vii acum, nu știu, cu vreun, vreun stil din ăla să de te schimbi fi? așa Uite, poate, cine știe Ai avea în plan să faci asta? Am foarte multe în plan, da mm. Adică nu, nu sunt un om care stă într-un singur stil sau care se încadrează sau vreau să fiu încadrat undeva anume mm -hmm. Pentru că mi se pare că muzica vorbește din mai multe puncte de vedere și trebuie să vorbească din, din suflet, nu din, nu știu, stiluri. Trebuie să cânți așa, trebuie să faci așa, nu există. Nu există o rețetă. Nu. Pur și simplu... Chiar nu există o rețetă. Ce, ce simți? Ce deci, ți-ar plăcea cel mai tare să experimentezi? Uh, cred că un stil care nu s-a făcut până acum în România deloc. Ceva ce, nu știu, nu poți să încadrezi nici la pop, nici la rock, nici la afrobeat, nici nicăieri. Okay. Ceva nou, ceva care să fie cumva un mesh între stiluri. Să-l inventezi tu, da. practic. Da. Nu n-aș inventa roata, dar ar fi, ar fi <laughs> o, combinație. Ceva, o combinație interesantă, da, mă gândesc. Adică, o combinație de stiluri care să dea așa ceva. În română da. sau în engleză? În Română. În română, în normal, da. Nu, bă, nu te pasionează, nu te aprinzi de asta de a cânta în engleză? Ba Da, foarte mult și scriu în engleză, doar că nu e momentul acum. Nu e momentul potrivit. Nu. Mai da. îl simt, așa are, El pregătește cu ce ceva. Da, da, da. Și tot și timpul e și misterios. Nu vreau să zică foarte multe, Nu momentul acum. Nu e mai vechi. Chiar nu știu exact când. adică <laughs> real, Acum nu o să vă mint, nu o să mă dau interesant, chiar nu știu când. Dar vă dați seama că mă gândesc și m-am gândit de foarte mult timp să fac și în engleză. Întorcându-ne la piesa pe care tocmai ce am, -am ascultat-o, ce e anestezicul în povestea pe care ai creat -o? Un om. Un om? Da, o persoană este anestezicul. Deci nu e o soluție. A fost, de fapt, a fost foarte... Bă, am luat-o foarte analitic când am gândit anestezic. Când mi-a, mi venit cuvântul și mă gândeam, bă, mm -hmm. ce ar putea să fie anestezic într-un cântec încât să fie foarte interesant, să fie, cum zicem noi, o dumă. Și asta a fost duma, că pe anestezic chiar poate să fie o persoană. Când apare o persoană, îți dispare orice grijă, orice durere, orice... Bine, bă, acum puteai să, să fii inspirat, nu -și să faci vreun al dentiștilor. Ar fi tale, Ceva, nu? să fie, Păi da, să fie piesa în momentul că... <laughs> când intru om acolo, da. pf, nu te atingi de mine fără, fără anestezic. De de nici, nu, nici, nu, vreau să, da. să mă pun pe scaun. Dă mi <laughs> exact. Altfel nu faci extracția. exact. Că mă doare, mă seama. <laughs> Deci, vedeți? Toți dentiștii care ne ascultă în acest moment să ia aminte, să te caute pentru colaborări 0741 detalii. TikTok, Instagram Exact, Facebook, ce mai era? High Five High Five, Mirc? Ai prins Mirc? Mirc? Da Nu, știu ce e N-ai prins Mirc-ul? Coasă-l, pălăsă Am luat așa pătrână să nu pot să cred Pălăsă-gen, please Pălăsă-gen, please da, please. Ah, okay. da, și am, am, preluat location, așa se inițiau conversațiile. Ah, okay. Am preluat pe WhatsApp. Da. Nu. Preluat pe WhatsApp. Așa tu întrebi pe WhatsApp? Da, dă și location? mie ceva, please. Da. așa e acum, da? Please, da. Așa -i așa -i măcar aș de high five, ceea ce e ok, mă simt da. mult mai bine. Da, 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 da. Așa, adică, mă rog, din auzite, din povești. N-am făcut. Deși oricum cont de Facebook am de foarte mult timp. Nu știu exact, adică sigur nu era legal să-mi fac cont de Facebook când eram da, atât de mic. Aveam cu mail-ul mamei ceva, adică... Da, da, astea da, da, mie mi-a făcut vară mi aveam... Ce verișoară bună Da, șapte ani cred că aveam. Și uh! mă jucam. Da, asta zic, nu știu dacă e bine. Am, e bine că am zis? E nu. foarte bine, pentru <laughs> <cu> că toți suntem la fel. Și tu l-ai făcut, făcut a fă pe fă Facebook fă. când erai major, presupun. Da, major. Absolut. Două, mai, mai, mai sus de major. Acum mai... mi făcut. Mai, mai sus de major, dacă da. se poate. Acum, da. A, da. Aș vrea să vorbim și despre uh, colaborări, pentru că, da. nu știu, mi se pare că tot ceea ce ai făcut până acum, la nivel de colaborări și nu numai, da. uh, chiar și uh, piesele solo, uh, băi, rup, cel puțin totul meu, cu Holly Molly. Da. Uh, noi v-am avut aici uh, pe amândoi la momentul lansării piesei, au, uh, au rupt. Știu că pe TikTok a fost. number one. Da, piesa, da, 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 da. piesa cu tine anul trecut. Da. Anul trecut a rupt. Ți peste se pare TikTok-ul... de de videouri. Ți se pare o platformă bună pentru, pentru artiști și pentru muzică, să-ți promovezi muzica? E mai simplu de promovat acolo? Da. În momentul de față, da. Și e foarte simplu. De ce? Mm -hmm. Pentru că, având atât un range atât de mare de vârste, de la, nu știu, copii de 8-9-10 ani până la uh, uh, adulți trecuți de uh, vârsta a doua, da? este extraordinar că poate să ajungă piesa la foarte multă lume dintr-un singur video. Adică și algoritmul e atât de nepredictibil, încât uh -huh. tu nu știi ce se poate întâmpla cu un video. Uh, un video la care ai muncit două ore poate să facă 10 vizualizări, sau unul la care ai muncit 6 secunde să facă două milioane. Și aici e atât de ok, let's do this. hai să punem video să vedem ce se întâmplă. Da? Să-mi arăt, să arăt ce știu să fac. E cumva, imaginați că e un concurs uh -huh. în care ai două minute să devii celebru. <laughs> și faci video în felul ăsta. Bă, trebuie să-mi promovez piesa cumva. Cum o fac eu să ajungă la cât mai multă lume, nu știu. Și te gândești la tot felul de variante. Uh, da, prin care să ajungi la oameni și să zică, bă, ce tare -i piesa asta, sau ia să fac un video pe ea. Trebuie să profitați, să profităm cu toții. Bine, eu recunosc pentru că am stabilit deja acest aspect că sunt mai bătrână. N-am TikTok, nu m-a prins încă fenomenul, dar înțeleg că e chiar un, un fenomen care, iată, ajută yes. foarte mult și din punctul ăsta de vedere. Dar nu doar să vedem comicării, mai și alte da, lucruri, Și nu, numai, nu numai muzica. Adică sunt foarte da. mulți oameni care își promovează business-urile sau, nu știu, da. Uh copii care sunt foarte buni la anume uh -huh. lucruri, nu știu, buni matematicieni, de, 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 copii de calculează rapid tot în minte, nu știu. Am Cei care fac cubul de Rubic, ta. am văzut da. o felul de filmulețe. O felul de oameni care și creează content uh, nu numai funny, e și educativ, e și, na, ca orice platformă are de toate. Deci, practic, um, înțeleg din ce discut cu tine, că în cazul în care le iese americanilor, că eu nu știu dacă ai am văzut, arat, am văzut da. vor să interzică TikTok-ul Bănuiala mai este că dacă se va ajunge acolo, nu o să dureze foarte mult până când se va extinde această decizie și pe partea noastră de planetă Sau apare unde stăm noi, eu să înțeleg că vei fi acolo în primul rând cu Cornel cu pancarta, Cornel, e să-și protestează Nu că o să să, să protestezi, mi se pare că oricum platformele apar și dispar mm -hmm. cu siguranță va apărea alta Altceva. care va înlocui cumva tiktok sau va fi, nu știu, și mai tare. E preferata ta TikTok-ul în momentul de față? La nu știu dacă de platforme? Prefera, Nu. instagram cred că instagram va rămâne preferata, dar cu siguranță e una pe care petrec, cred că, cel mai mult timp, tiktok Cel mai cantantant cel content, cumva, da, aia cred că. Apropo de acolo. Content. Ai găsit vreo metodă pe care ai folosit-o în mai multe videoclipuri ca să ajungi la mai mulți oameni? Adică să fii sigur că, uite, dacă fac asta la început, sigur va ajunge la. 10.000, la 20.000 de oameni? Uh, nu cred că am... N-am găsit-o, n-am găsit chestia asta, dar o chestie pe care am observat-o, că mi-a mers mie de mai multe ori, a fost că când am făcut vreun video în care cântam doar cu chitara și vocea, okay. s-au dus mereu foarte tare. Pentru că mm -hmm. probabil oamenii au văzut că e totul ro. Totul e live, totul e acum, totul se întâmplă la el în cameră, în dormitor sau în baie sau afară mm -hmm. sau unde o fi el și cântă. Și cred că oamenii relatează foarte mult cu... A auzit o piesă foarte sensibilă sau, mă rog, cu care relatează, da. dar într-un mediu foarte normal. Și s auzi o chestie foarte interesantă sau foarte specială într-un mediu foarte normal. Cred eu că asta a fost cumva o, o treabă la mine. Nu știu dacă. Emilie n-am văzut că face chestia asta. Cântă în parcare, cântă da, pe da, balcon. Da. Și uh, îi merge, îi merge bine, destul, bine, destul da, da. de bine. Mi-apară a non-stop nu. Da. Și mie mi-apară. Am <laughs> cumva impresia că oamenii pe TikTok apreciază foarte mult autenticitatea. Adică să afli povestea omului din spatele videoclipului respectiv, în schimb pe celelalte platforme parcă funcționează altfel. În schimb, pe TikTok, într-adevăr, cred că de asta și un videoclip care pe care poți să-l faci în 6 secunde poate să prindă mai mult decât unul pe care îl faci în două ore, pentru că dacă este foarte bine lucrat, există posibilitatea ca urmăritorul să zică, mh, trec mai departe. În schimb... Uh... Mi-a plăcea să fie cum spui tu, dar în același timp văd și o grămadă de lucruri fake, care merg fake foarte să bine. Să da. Sunt exagerări de astea acum o să facem și o să mergem și... <laughs> adică, nu știu exact cum funcționează sau de ce funcționează anumite lucruri, dar contează că oamenii au găsit cumva soluții să-și să facă treaba auzită. Da, cred că e loc pentru fiecare 100%. pe planeta asta și pe toate platformele fiecare no, trebuie să-și găsească propria rețetă, pentru că vorbeam de colaborări mai devreme da. mai ai în plan ceva colaborări sau este cineva cu care chiar ți-ai dori să colaborezi de aici de la noi? Da, foarte mulți artiști care îmi doresc să colaborez de la noi. Voci feminine sau masculine? Uh, și feminine și masculine. Adică și cu masculine chiar nu prea am făcut uh -huh. uh, dar îmi doresc foarte mult. Adică am niște piese pe țeavă. M înțeles. Dar, și, sunt și discuțiile cu artiștii respectivi? Asta e, rămâne la discuții acum. Adică cumva să găsim momentul potrivit, să fie uh, timing timingul perfect pentru uh -huh. amândoi, na? și vedem ce se va întâmpla. Aplici tactica de pe mir de care vorbeam mai devreme, le trimiți un mesaj. Da. să să lupule să... Da, astăzi, pune să lupule să vă frumos <laughs> să mă piză. Le trimiți tu, cerere da. de prietenie, practic. Da, dar de obicei să se colaborările, nu, artiștii nu au această nu cred că există acest nou de Nu scot cu, nu știu cine și nu scot cu el Că e mai mic fi și păcat. Cred că e doar vorba de ce potențial văd și ei Dacă mm -hmm. se regăsesc în piesele pe care Nu știu, le-ai făcut sau le faceți împreună Da? E un cumul de mai multe, dar aia durează și mai mult Poate o colaborare până iese Ai fost, fost refuzat vreodată? Da, bineînțeles că am fost refuzat mm. Bineînțeles că am fost refuzat Tu ai refuzat? Da. Rândul tău. Da. da, am refuzat și eu Care sunt motivele din spatele refuzului? Nu, mi-a plăcut pieza Ah, ok, ok. Da, nu, n-am avut n -am nimic personal cu nimeni, dar nu mi-a plăcut piesa. Și pentru că nu mi-a plăcut piesa, nu am făcut piesa. Nu te-ai mi se pare că tu ții foarte mult la, la aspectul ăsta să uh, fii tu 100% în piesele respective, să te regăsești, să crezi în piesă, să pă, aportul tău să fie unul cât mai mare. Uh, nu-mi par genul de om care să accepte așa de ușor, nu știu, o piesă făcută de altcineva, scrisă de altcineva, ai, domne, merge, o fac. Există această chestie, dar cumva e, e, e ceva mic acolo care mă. Cumva... E o mândrie undeva să știi Cred că mai mânuțele tale în, dar în piesa e, respectivă. Nu e o chestie cu răutate. E uh -huh. o chestie de. Uh, mi se pare că orice artist uh, care e și creator în același timp, trebuie să-și pună amprenta pe orice piesă, indiferent că e scrisă de altcineva. Adică, dacă vii la mine cu piesa scrisă și este minunată, cum mi s-a întâmplat acum uh -huh. recent, da? A venit cineva cu piesă mi-a plăcut foarte mult și am intrat instant pe ea. Uh, dar am schimbat lucruri care, nu știu, să mă reprezinte pe mine, să fiu eu pe piesa artistului. Adică, eu până la, până la urmă, asta vrea. Nu ți vrea Corect. doar numele, vrea pe tine pe piesa lui. Și asta e foarte interesant. trebuie să faci cumva să fii tu acolo, pe piesa artistului. Da. Eu uh, m-am uitat și la videoclip și uh, voiam da. să te întreb cum a fost la filmări. A fost foarte tare, a fost foarte interesant. Uh, mm -hmm. Mă rog, Frank și sunt, Diana, sunt uh, viața mea, sunt foarte tari, sunt foarte talentați, a jucat și managerul meu în clip, ați văzut acolo, adică a fost, a, fost o, a fost o atmosferă așa family și m-am simțit foarte bine, mai ales că mi-a plăcut uh, din start scriptul și uh, toată estetica clipului și a ieșit fix cum ne doream, poate Când chiar mai imaginat. bine. Da. Deci și acolo ți-ai da. ți pus amprenta, nimic da. nu lași la voia întâmplării. Nu, încercăm să nu lăsăm nimic. <laughs> Eu știu despre tine că ești uh, super pasionat de escape room și filme polițiste Da, polițiste, da, polițiste, corect Și aș vrea să ne faci câte o recomandare de un escape room uh, mișto no. Care e, e de făcut și un film polițist pe care să-l vedem, uite, în seara asta da, Nu știu, sunt multe în București, foarte tare, și prin țară Sau o poveste, o poveste dintr-un escape room Nu trebuie au... neapărat să ne dai numele uh, pe Jack locul. the Ripper Jack the Ripper? Da, e tare Cred că am fost și eu la ăla Da E foarte, a fost foarte interesant ca puzzle Adică da? dacă vreți să mergeți Era cu cel cu trei uși Cu trei uși, cu care... trei butoaie cu... Da, da, ăla, da, 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 da da. E da. foarte tare. Nice. Eu am fost uh, uh, Într-o zi la două uh, O săl din acestea uh -huh. Și cea cu Jack the Ripper a fost a doua Și deja eram obosiți Nu știu, cred că am stat 20 de minute și doar ne uitam Și eram așa cum ce, că nu făceam nimic Erai <laughs> spre o cameră de aici. Da, ideea e că, mă rog Primul pas chiar era destul de complicat așa. Da, primul a fost greu, dar după mi se părea doar wow, wow. La fiecare da, chestie da, spuneam da. wow. Era și foarte tare făcută în așa fel uh -huh, încât uh -huh. să te uimească un pic și povestea, te țineam poveste. În cât timp ai terminat cel mai repede un escape room? Uh, Era mai mic. Faceam și, eram și competitiv. Dar acum le fac doar de plăcere. Uh, cred că 30 de minute. 30 de minute? Da, wow. eram, eram și patru oameni. Erai de record? Da. <laughs> că da eram notat da. acolo pe tablița aia de <laughs> am simțit. Da. Dar acum mai sunt așa competitiv, le fac de plăcere, le fac de drag. Eu pe tablița de la Eschibro nu mă pot lăuda, în schimb, pe Laser Te cred că așa cum apare numele da? meu acolo, da. Nu da. pot să cred, Serios, ăla din Grozăvești. Eu am ieșit pe minus. <laughs> <laughs> am, ieșit, <E> <laughs> am ieșit pe minus la modul 11.000 de puncte. Eu am nebunit când am văzut. Te-au căpiat, te-au te căsăpit Dar acolo, eu nu din știam, o... Adică am văzut colegii de liceu și am ieșit, am zis, am rupt. <laughs> <laughs> și după am văzut că am fost ultimul cu minus 11.000 de puncte. Eu am distrus și două butoaie acolo de nu m-am mai dus, am luat o pauză acum că am zic Îi las loc altcuiva să apară pe, pe tablița <laughs> respectivă Și la capitolul filme polițiste Sau um, ești pe seriale mai mult? Uh, și seriale uh, Filme polițiste Nu știu acum că nu vine Eu, eu m-am și uitat la foarte multe filme Adică cine <laughs> ești <fil> fan? Lăsa, <laughs> da. Uh, nu știu, nu vine. Sau în serialul, uite, blucat, pe, pe mine m-a... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Da, da, viața mea. Filmele sau serialul? Se, serialul l-am văzut de două ori, cred. Mm -hmm. Dacă nu de trei ori, l-am început al tre -a, a treia oară. Și mai tare Limitless, dacă l-ați văzut. Da, dacă nu, uitați foarte, nu. mișto. Da. foarte mișto. Deci... Eu sunt mai pe old school, așa un pic cu Criminal Minds, nu știu dacă l-ai văzut. Da, în 16 pe sezoane, câte da. 25 de episoade da, pe sezon. Adică l-am terminat eu. Foarte mișto și au făcut și continuare acum. Stare. Da, cu aceiași De actori, deci uite că, că funcționează Adică trebuie să atingem și subiectul ăsta Și um, voiam să te întreb cum vezi tu succesul Erica în perioada asta Pentru că pf, toată lumea vorbește despre ea da. S-au împărțit taberele, acum are o piesă nouă, femei în parlament Cum da. ți se pare ție tot ce se întâmplă în momentul ăsta? Extraordinar, extraordinar, mă bucur foarte mult pentru ea Uh, trebuia să vină momentul sau dată și odată uh -huh. pentru că uh, și-l merita și-a făcut totul uh, uh, cu mâna ei, cu capul ei totul e gândit acolo uh, de ea, e minunat ce se întâmplă mă bucur foarte mult, eu, eu, eu văd și urmăresc succesul ei și este extraordinar uh -huh. și să fie din ce în ce mai mare, cum să nu Ai punctat ceva foarte interesant totul e făcut cu capul ei și e gândit da. de ea pentru că am citit și eu fel și fel de comentarii, au da, apărut tot da. felul de articole și foarte mulți au spus în felul următor Măi, cine a învățat-o să facă treaba asta, a învățat-o foarte bine O comparau cumva cu da, da. Uh, Greta Thunberg, cea da, care se da, leagă da, da. cu lanțuri pe, pe, pe peste da. tot Același lucru l-au spus și despre Greta la momentul respectiv da. Băi, astea nu sunt gândurile ei, nu sunt ideile ei, cine a învățat-o să facă știe foarte bine ce e mi se pare că e bine că există discuție la nivelul ăsta, că oamenii trag concluzii de orice fel, pentru că oricum misiunea ei de fapt a fost cu totul și cu totul alta, n-a fost nicio strategie diabolică în spate, n-a stat record să gândească Așa ceva. un parlament să merge, uhum. să nu, nicio treabă, fata a gândit totul și cam asta s-a întâmplat. De aici a fost istorie și cu siguranță nu mai contează nimic altceva decât faptul că a avut de transmis un mesaj nu contează ce. Nu mai contează nimic altceva. Contează mesajul în, în situația asta. Mesajul a fost transmis, cu siguranță. Da. că Am părțit lumea în două foarte bine, exact cum ai spus și tu, da. să discută. Tu crezi că um, muzica, uh, versurile au puterea să schimbe totuși ceva? Pentru că uh, problema, vorbind de, de cazul ăsta, uh, e o problemă de mentalitate, sunt niște chestii împământenite da. aici. Uh, mentalități mi-e e greu să cred că. Se schimbă atât de ușor prin muzică, uh -huh. dar cu siguranță stări. Și aici e foarte interesant, pentru că uh, ne uităm la Beatles, ne uităm uh -huh. la Michael Jackson, care au schimbat lucruri prin muzică, care au făcut bine prin muzică. Da? Uh, au fost acum recent, dacă ați văzut ăsta cu We Are The World. Da. da. Extraordinar uh -huh. ce s-a întâmplat acolo. Da? Cei mai mari artiști din lume s-au în o cameră și au făcut o piesă prin care au salvat oameni, nu oameni, mulți oameni de la foame. Adică se pot întâmpla lucruri frumoase cu muzica și muzica poate schimba lucruri. Nu știu exact cu mentalitățile cum stăm. Cred că e o chestie de lungă durată, nu e o chestie de hai scoatem o piesă și am schimbat. Și gata toată lumea dar asta. cu siguranță ridicăm probleme la fileu că poate, poate oamenii vor discuta despre ele. Și fixa asta s-a întâmplat cu Macarena. Da. Și este extraordinar. Că oamenii au început să-și pună probleme reale despre chestia asta. Adică that's the thing. Da, într-adevăr, mi se pare că toată piesa asta i-a făcut pe oameni să conștientizeze, mm -hmm. de fapt, că poate sunt multe lucruri care se întâmplă și, de fapt, nu, nu sunt tocmai în regulă. Da. Eu uh, îmi amintesc, uh, eu am urmărit serialul, uh, serialul de fapt, show-ul One True Singer, da. mi-a plăcut da. foarte mult. Am și fost la un moment dat la un concert uh, de-al vostru pe care l-ați făcut uh, pe calea Victoriei. Da, okay, da, da, da. <laughs> da și. Uh, am văzut că una dintre piesele mele preferate de atunci, Regreța, a început iar să uh, prindă pe TikTok. Da, este uh, în trending. Ce, ce, cum te simți? Mă simt foarte bine și mă bucur că piesa uh, începe să fie apreciată la adevărata evaluare, pentru că poate sunt și lucruri de timing. Poate n-a uh -huh. fost uh, exact timingul perfect în momentul în care a ieșit, dar nici nu mai contează. E dovada vie că muzica vorbește. E dovada vie că uh, se simt niște lucruri și că... Când vine timpul, vine timpul. Acum e în top 50 Spotify, am înțeles. În România e una dintre cele mai ascultate piese în momentul ăsta. Mă bucur foarte tare, vă dați seama că nu vine să cred că după 2 ani jumate se întâmplă așa ceva. Dar e wow, e foarte frumos și mă bucur că oamenii relatează cu piesa, o simt, se iubesc, se despart pe ea, e minunat. Eu zic să mai lași loc și altora, că totul meu acum anestezic, regreți, dar mai lasă și <laughs> mai Nu, lasă. nu, nu vreau. Că ești nu nu vreau. pe TikTok peste tot. Da, nu vreau. <laughs> ești pe toate platformele, da. ceea ce este grozav. Felicitări încă o dată și pentru anestezic. Nu no, ne place. Mie mi-a plăcut maxim și, uh, și mie, noi aici și mie. în echipă când am ascultat piesa, am zis pf. Maxim. Mă bucur, mă bucur Merită. foarte mult Mă bucur tare mult că ai venit în dimineața asta și eu te așteptam Mare Pentru că, drag, că aștept oricum. piesele aia de pe există De, de, zis tu, de vin, ele vin, și colaborările Că ești cam, ți-am zis, cam misterios Nu vrei să ne spui nimic așa Le lași da, că sunt, Vă zic și de ce Că eu acum zic ceva Dar ajung în studio mai ascult două piese și Mai fac schimbă. o piesă și îmi schimb toată traiectoria gândiți mă că am avut înainte de totul meu și ultima oară uh -huh. Înainte să le scot da. 10 luni în care n-am lansat nimic da, de ce? Da, aia? Deci nu. <laughs> pentru că... Și apoi da. l-ai scos pe cele două după Le-am făcut pale în două săptămâni. Da. Adică am cerut două săptămâni de sesiuni, și în momentul ăla au apărut una după alta. Și asta a fost. Adică simt eu niște lucruri uh -huh. acolo. care Adică am ceva ce mă conduce să fac treaba asta, așa. Mergem pe... Total, <laughs> mergem pe feeling-ul tău Pentru că e da. clar că Te duce în direcția potrivită Adi, îți mulțumim tare mult Ce și cum Pentru cum cum că cum am cum. povestit despre piesa regres Care iată după 2 ani și jumătate Spuneai da. tu, a prins așa având. Zic să o ascultăm acum în matinal Dragilor, cu noi Mâine dimineață la 6 fix Pregătim weekendul ul să aveți o zi excelentă Să aveți umbrelele la voi Și să vă fie numai bine! Ciao. Ciao! Bună dimineața, București! Now